Ziua bună, dragii mei! Bine ați venit la un nou episod în arenă cu Dragoș Anastasiu, un proiect al companiei de consultanță Edwise, de la antreprenori către antreprenori. Vrem cumva să contribuim pentru ca antreprenoriatul din România să facă progrese, să fie mai bun și să meargă așa în fruntea țării, pentru că de la noi se așteaptă foarte multe lucruri de la antreprenori. Astăzi alături de mine, Sergiu Neguț. Bine ai venit, Sergiu! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Mulțumesc foarte mult de invitație! Sunt așa un pic speriat și un pic curios uh, pentru că am înțeles că sunt mulți oameni care se uită și dacă sunt mulți oameni care se uită, na, e un pic de presiune. Chestea cu speriat... Nimic din ce zic aici nu e adevărat. Gata, m-am liniștit. Acum. Ok, deci ne-am asigurat <laughs> audiența până la final. Da, exact. Mulțumim frumos! Știi că ziceam că primele minute da, sunt da. importante. Nu ți-o cumpăr pasta cu speriatul. Uh -huh. Dați ți-o cumpăr pe aia cu curiosul, pentru că știu că și ai declarat de multe ori că ești un om foarte curios. Și eu sunt un om curios. curios. Și eu sunt un om curios. Știm destul de multe despre tine, mulți dintre cei care se uită, cu siguranță îl cunosc pe Sergiu. Și totuși aș începe cu o întrebare, ce se consideră Sergiu Neguț a fi Uh, mai degrabă manager, mai degrabă mentor, mai degrabă antreprenor, uh. mai degrabă intraprenor, mai degrabă consultant. A, a, avem căsuța aia cu uh, e, asta e, și, e, asta e, și asta, e, și asta, asta? Alea, all of no. the above, toate alea de mai sus. Știi? Mai întâi, prima. Uh, cel mai degrabă, Sergiu Negut, se consideră ultimul punct all of the above. Uh, dar după aia pentru că întotdeauna eu am fost așa, așa, juggling cu mai multe uh, mingi în aer, și cred că am și o chestie din asta de, de HD, de atenție pe care o are un, cum îi zicea, la, la un uh, clownfish, de câteva secunde, de unde trecem în altă parte și în altă parte și în altă parte. Acum, lăsând uh, gluma de o parte, eu sunt uh, un uh, ajutor de crescător de afaceri. Deci asta este funcția mea cea mai importantă și dacă încep să o descompui în tot ce fac, în diverse uh, activități, cam asta este, adică m-am așezat într-o poziție în care treaba mea este să-i ajut pe alții să crească afacerile uh, și acolo unde sunt antreprenori, sunt antreprenori împreună cu altcineva. Și scopul nostru este să ajutăm să crească și acolo unde sunt consultant cu atât mai mult, și acolo unde sunt prof la școală și încerc să vorbesc despre cum creștem așa, tot asta este. Deci, cred că asta mi-a intrat, că eu sunt ajutor de crescători de afaceri. Și când vorbim cu prin diverse comitete și comisii cu autoritățile, pe mine ce mă, ce mă roade este cum ajutăm noi antreprenorii români să-și crească afacerile. Uh. Când mă gândesc la Iulian Stanciu, mă gândesc la Emma. Când mă gândesc la Felix Pătrășcanu, mă gândesc la Fancurier. Când mă gândesc la Dragoș Petrescu, mă gândesc la City Grill. Când mă gândesc la Sergiu Neguț trebuie să mă gândesc la. Uh, foarte bună întrebare. În <laughs> strânsă legătura cu ce ziceam mai devreme. Uh, ăștia sunt uh, oameni mari, care zici tu acolo. Eu mai am un pic de crescut. Uh, când te gândești la Sergiu Neguț, trebuie să te gândești la Fintecoes, care este prevălia de tehnologie în uh, domeniul financiar, la care lucrez de câțiva ani împreună cu Blidăruș. trebuie să te gândești la uh, companiile în care am o diversă, o diversă participare și poziție de bord. Și asta, istoric, au fost și Frufru și Softelligence, sunt și Bitnet și 2Performance și uh, încă vreo câteva care sunt mai mici, mai la început, în momentul ăsta. Uh, și sigur, când te gândești la Sergiu Neguț, poți, trebuie să te gândești la uh, Bucharest International School of Management, care este școala asta în care noi uh, încercăm să, hai să zicem, o, construim o nouă generație de lideri care să schimbe ceva câte ceva pe unde se poate, cu nu doar cu fiecare dintre ei, ci și noi împreună, așa comunitate fiind. Și sigur... Uh, ca și la tine avem o legătură cu Romanian Business Leaders care indiferent de ce poziție suntem acolo administrativă sau nu la un moment dat e o legătură de suflet și care ține despre dezvoltarea unui mediu de afaceri robust, sănătos și normal în România. Aș vrea să te uiți la antreprenorii din România și să te gândești că nu ai decât un minut la dispoziție. Și vrei să le transmiți cel mai important gând care tu crezi că îi ajută pe ei și despre care o să vorbim mai mult în, în aceste 45 de minute. Dacă ei ne vor asculta, să afle mai multe de la tine. Un gând important care, despre care tu crezi că chiar contează. Ca să faci o afacere mare și mișto, trebuie să vrei. Și trebuie să vrei asta cu tot din adinsul. Adică trebuie să-ți pui acolo osul la muncă, mintea la contribuție. Și asta e o combinație între a avea o viziune și o strategie potrivite și a avea resursele potrivite pentru treaba asta. Adică mai simplu, unde vrei să ajungi și pe ce te bazezi. Întotdeauna te poți baza nu doar pe lucrurile pe care le ai, ci și pe lucrurile pe care le poți împrumuta. Și mă refer doar la bani, mă refer la colaborări, mă refer la parteneriate, mă refer la joint venture-uri, mă refer la lucrurile astea. Iar acolo unde poți să ajungi, încearcă întotdeauna să-ți pui întrebarea dacă ai putea să ajungi la de 10 ori mai mult, care ar exista vreo cale cât de cât logică de a ajunge chestia asta și dacă da, de ce fel de resurse ar fi nevoie? Îmi vine totuși întrebarea în minte, uh, chiar vrei să faci o afacere mare, adică this is a must have, fără de care antreprenorul trebuie să se simtă inferior? Eu cred că nimeni nu trebuie să se simtă inferior în legătură cu nimic, nici măcar nu cred că antreprenoriatul e singura opțiune mișto de carieră, cred că sunt o mulțime de alte cariere în care oamenii poate să fie împliniți și poate să realizeze și inclusiv în companiile noastre sunt o mulțime de oameni care fac niște cariere foarte mișto fără să fie proprietari, fără să fie antreprenori, dar fiind niște manageri de succes. Poate că am avut eu norocul să fiu un manager mai prost și din cauza asta uh, nu mi s-a uh, nu, nu întâmplat uh, uh, ce trebuie, dar zic așa, Că uh, era o vorbă de semiduh, așa, care zicea că degeaba ai bani dacă nu ai mulți. Uh, și cred că orice întreprindere, dacă are succes, orice organizație, dacă are succes, tinde să atragă mai mulți oameni în jurul ei. Cofi vorba de clienți, -o fi vorba de angajați, cofi vorba de uh, oameni din, care, care, cred și care folosesc și care recomandă chestia asta. Și tu așa ca o ceapă, știi, cu inele concentrice, de la aia care da, am auzit de ăștia, până la aia care da, trag acolo în fiecare zi. Și cred că treaba asta se aplică oricărei organizații, nu numai afacerilor, să aplică organizațiilor uh, neguvernamentale, caritabile și așa mai departe. Și atunci pentru noi tema este, bă, dacă tot îmi consum energia ca să fac o chestie care schimbă ceva, că de-aia poate că are mai mult sens să o fac la o scară mai mare, poate că are mai mult sens să o fac pentru mai multă lume, să audă mai multă lume, să bucure mai multă lume de chestia Să am mai mult impact. Da. Um, hai să ne întoarcem puțin în, în istorie uh, și să trecem foarte rapid așa prin viața lui Sergiu Neguț. De când a terminat facultatea, ești inginer? În felul meu, da, sunt inginer. Uh, un nimeni, inginer ratat. <laughs> perfect, Știi, tot ce începe cu I, nu? Așa, okay. nu, glumim. Okay. Deci ești inginer și după aia? Și după aia. Am, am, am lucrat ca inginer software, am un, un badge de la primul meu loc de muncă cu o poză a unui băiat tânăr cu păr în cap. Uh, și uh, care pe ai care scrie că ești cu părul velvoie, ai cu părul, da, părul Exact, velvoie. exact. Știi? Și uh, mi-e foarte drag badge-ul ăla pentru că am lucrat ca inginer foarte puțină vreme. După care am devenit un fel de inginer de vânzări într-o într organizație din asta de comerț în care treptat, treptat am început să uit ce știam pe partea de tehnologie și să încep să pricep niște chestii pe partea de business. În ce an era asta? Doamne. Deci, cred că în, eu am terminat facultatea în 95 și m-am angajat în 93. Okay. Deci, undeva, acum, iată, sunt. Doamne, câți ani. 27, sunt 20. 30 de ani de când, de, de când lucrez. Da. Deci, am făcut. Um, treaba asta, am migrat către o zonă de comerț, era o zonă de comerț foarte old-fashioned din ăsta cu materii prime, cu vase, cu nu știu ce, știi, și asta pe de-o parte, mi-a dat într-o perioadă în care era relativ redus de inter redusă interacțiunea românilor cu exteriorul, mi-a dat posibilitatea să stau de vorbă cu niște oameni din diverse geografii și să înțeleg cum fac ei business, să-mi dau seama că nu e mare lucru și nu e așa de complicat și că sigur că pot și eu că uh, sunt, adică eram tânăr și deștept, și uh, în, în, în egală măsură că aia industria în care eram, e o industrie destul de plictisitoare și că vreau ceva mai interesant de la viața mea. Și pentru că s-au întâmplat lucrurile astea, am, început să, am, am, am avut niște colegi de generație care începuseră să, să cocheteze cu ideea să intre, să facă niște școli de afaceri, să se ducă la un MBA, cum ar veni. Și bineînțeles că am pus și o întrebare aia stupidă pe vremea aia. Că ce face e, ce e aia un MBA, știi? Că era mai greu cu internetul pe vremea aia. Și am aflat ce face un MBA și am zis, ok, bun, hai să văd și eu care sunt școlile cele mai șmechere și cum să intre acolo. Că... Na, dacă vroiam să mă validez pe mine ca om de afaceri internațional, vezi bine că trebuia să merg la o școală internațională mare, unde să mă ia aia, sunt serios. Și mi-am făcut o listă de top 10 școli, am început să aflu, do prim, primul șoc a fost cât costă. Câtele? Și... Ne gândim acum 25 de ani, nu? Acum, da, acum. Am, tocmai am fost la întâlnirea de 20 de ani de la terminarea MBA-ului, deci Așa. fix cu 20 de ani am terminat cum ar veni, ceea ce înseamnă că uh, și, la momentul respectiv școala pe care am făcut-o eu era 40 și ceva de mii de euro costul de tuition plus costul de trăit în așa încă vreo 20 nice. de mii, de vreo 70 ceva de mii de, de firfirici la, la, la vremea respectivă. Firfiricii atârnau mai greu decât atârnă ei astăzi pentru că la mine moneda de schimb, adică ce am vândut ca să cumpăr asta erau apartament în București drumul taberei și erau la momentul respectiv suma asta de așa reprezenta aproape 200 de metri pătrați de apartament din ăla de care eu aveam numai 100 și ceva <laughs> de metri. În dar revenind M-am uh, uh, hotărât. Diferența de unde M-am împrumutat, am P -p -p. mai strâns am mai PPP, m-am uh, descurcat. Aveam niște bani puși deoparte, am ajuns foarte, foarte pe blană, dar nu, nu pot să zic că am avut datorii mari, dar am ieșit foarte pe zero din toată. Foarte Și cred că ai spus cu diferite ocazii că a fost cea mai bună investiția ta. Cred că a fost cea mai bună investiție a mea, deși știi, faci calcule din alea. Dacă aș fi cumpărat cu banii ăia acțiuni Apple în ziua respectivă și le-aș fi ținut până în ziua de astăzi, valoarea lor a fost nu știu câte milioane sau zeci de milioane Era sau o, nu știu ce este. Dar o știi, financiară. investiția nu se măsoară numai în rezultat financiar. Exact. Investiția se, rezultă, se, se măsoară și în impact și ce faci. Că dacă eu stau pe sofaua mea și am câștigat la loto și asta în felul ăsta am câștigat 15 pe milioane, nu înseamnă că am făcut vreo mare e, Înseamnă că am avut noroc, e adevărat. Te -ai, te -ai în M-am întors în țară pe un drum foarte ocolitor. Eu, eu ca să pot să-mi plătesc. Uh, uh, Chestiile astea, de-aia zic că aveam niște saving Mi-am făcut o firmă. A fost, a fost primul moment în care mi-am făcut firmă pentru că mi-am dat seama că din salariu, mai ales salariile cum erau atunci, n aveam nicio șansă, știi, să acumulez mm -hmm. destui bani ca să fac chestia asta. Și cum eu văzusem niște chestii în industria în care lucram atunci, care erau ineficiente, mi-am găsit niște clienți, am făcut niște uh, tranzacții, am făcut niște consultanțe și am reușit să miau -mi să câștig suficient de mult, și am făcut o, o firmă de, de consultanță. De consult... Exact. Dar am câștigat okay. într-adevăr suma aia de care Aveam nevoie ca să pot să pornesc liniștit la, la drum cu, cu MBA-ul. Liniștit mă sună în care totuși eram destul de la blană când am terminat. Ok, Când am terminat atunci, firma nu mai aveam, că nu mai avea cine să opereze, că eu am fost la un program full-time. Și cum firma nu mai aveam a trebuit să-mi să, să găsesc de lucru, să-mi găsesc mm. un job. Și la momentul respectiv am găsit un job... Uh, care era mai degrabă pe project management, adică dezvoltarea unui proiect din ăsta de expansiune geografică a unei multinaționale în Europa Centrală și de Est. Job <coughs> în Viena, uh, am stat acolo vreun an de zile. Facem o mică paranteză, dacă îmi permiți, -te rog. și intrăm în zona de ce n-ai rămas în străinătate, respectiv dacă nu cumva îți pare rău, respectiv dacă ar trebui tinerii să plece sau dacă ar trebui să întoarcă sau ce s-ar întâmpla pe zona asta și reluăm parcursul vieții de aici. Okay. Um... răspund un pic altfel la ce, la m-ai întrebat, adică rămăsesem acolo, am lucrat în Viena la expansiunea asta, m-au promovat, m-au trimis în Delveția, am mai lucrat și acolo un an la expansiune în afara Europei Centrale și de Est, într -o, toate zonele astea, și în timpul ăsta eu mă gândeam, ok, cum aș putea eu să-i conving pe oamenii ăștia la care lucram să mă pună pe mine ca country manager în România, să fac o subsidiară aici și să fiu eu șmecher pe, pe, pe plantație la noi. Și asta e o chestiune foarte interesantă, pentru că mie mi-a încolțit ideea de a mă întoarce în țară în timp ce, nu-i așa, trăiam într-o țară civilizată. Elveția, când am plecat de acolo, mi-a zis un coleg, băi, ești beau, ai dat cu piciorul la 10 ani de viață, m-am uitat pe speranța de viață. Și tot fluxul fluxul da, migrator era invers. Exact, exact, da. era... Trăiam da. în lumea aia. Cu excepția acolo... mea, care în 1995 <laughs> mă întorceam din Germania în România. Exact. Pe, știi, pe autostrada aia care are numai benzin <laughs> de dus, era o chestie asta, o pasarelă mică de pietoni de întors. Un nebun se întoarce. <laughs> și ne mai trezim câte unul, că ne întoarcem de acolo. Pentru mine era destul de simplu, că acum aveam destul de mult aplomb că da, pot să conduc afaceri, pot să înțeleg cum funcționează și mi se părea că sunt mult, mult mai multe oportunități de a avea un impact mai mare în România și, sincer, concurență mai mică. Dar nu ca antreprenor în mintea ta de atunci, asta spunea, ci ca manager. Ca manager, și te la ca manager, manager multinațional. Da, ca manager inclusiv cu, cu o componentă din asta investițională, dacă vrei, adică din asta ca românul imparțial, știi, care ar vrea să mai aibă un pic de investiție și acolo și acolo mai un apartament dincolo, o căsuță o ceva, știi, deci cum funcționăm toți da. știi? și în, în, cumva în economia asta m-am gândit că trebuie să așa și acum dau și răspunsul la întrebarea aia da, eu cred că tinerii din România trebuie să plece din țară uh -huh. și aici sunt în contradicție cu foarte mulți oameni care zic că bă, nu e așa, eu cred că trebuie să plece și să întoarcă da uh, nu să stea aici forever și nu să stea acolo forever avem două exemple în acest studiu Exact. Și mie mi se pare valoroasă chestia asta, nu că așa mi s-a întâmplat mie, dar hmm. există treaba asta în care, uh, din contactele umane, contactele reale, din relațiile personale pe care le ai cu alții, cu care te apuci și lucrezi ceva împreună. Fie că hmm. lucrezi ceva împreună și sunteți colegi la nu știu ce multinacională, fie că Vecini lucrezi îngerda. împreună pentru că sunteți colegi de facultate și aveți hmm. de făcut niște referate. Dar alea sunt niște relații în care tu dacă ai lucrat odată împreună cu cineva, șansele sunt, dacă apare o oportunitate pe direcția aia, să vrei să o faci din nou. Uh -huh. Și nu trebuie să subestimăm că asta nu e, Businessul, în general nu e, o, nu e o meritocrație în care toți facem licitații publice online cu 50.000 de, participanți de fiecare dată când ne vine câte o idee. Nu, businessul e o chestiune în care te gândești întotdeauna, bun, și acum cu cine naiba fac treaba asta? Am o oportunitate sau am o problemă? Cu cine o abordez sau cu cine o rezolv? Da. Și întotdeauna abordez sau o rezolvi în funcție de network pe care ți l-ai construit. Și chestia asta e ceva care spune, băi, noi, încă pentru o economie de putere a României, suntem un pic prea izolați de ecosistemul global și trebuie să creăm în continuare punți către ecosistemele cu care am putea să ne împrietenim și să conlucrăm ca să creștem ecosistemul de aici. Și de aia, relațiile astea personale construite la o vârstă fragedă și exploatate pe parcursul unei întregi vieți sunt extrem de valoroase pentru creșterea ecosistemului comoră. Asta, asta este, e o, comuna, asta este ce a, trage, tragem concluzia că nu plecatul în afară e problema României, ca să spun așa, în ceea ce privește diaspora ci întorsul. Uite, discutam înainte de a începe discuția noastră, noastră, discutam un pic despre cred, ce bine merg lucrurile în țara asta, și ce bine e guvernată. Și nu, și și mi se pare că o problemă reală e faptul că dintre oamenii aia care lucrează în aparatul de stat, sunt foarte puțini care au plecat pe bune și au lucrat într un sistem alternativ. Măcar și în sistemul privat din România, dar, dar într-un sistem e, alternativ, e. mă refer la un sistem administrativ mai evoluat. Mm. Și ca stagiar, și ca ce vrei tu acolo, sau să fi fost colegi de școală, la vreo școală din astea de -a lor de administrație, cu alții care fac același lucru într-o țară, așa, să să aibă să, poți poată să pună no. pe telefon. Mă, John, mă, să poată Marcel. să se inspire, să aibă după best cine, practice, da, să aibă exact. knowledge, tu know cum ai făcut aici? Voi mm -hmm. cum faceți când vă scărpinați după nu știu ce problemă da. la care noi citești avem rezoluție și e beznami. da, Dar da, da, să știi, știi că ce am constatat eu, dacă te las imediat să vorbești tu, e că nu numai că nu avem cult, adică nu avem cultura asta, nici, nici măcar nu se gândesc la asta. Da, da, da? da nu se da. gândesc la asta. Nu că n-au pe cine să sune. Nu. Pur și simplu nu li se, se pare ne că ar fi cazul. Ne întoarcem. <laughs> ne Sergiu Negru se întoarce în România? Da, se întoarce în România și face. Se întoarce așa. De deci eu o făceam intra în România la momentul respectiv pe, pe harta companiei la care lucram, uh, treptat treptat, dar nu era la nivelul la care să putem să punem aici o un birou. Așa că, eu, când mai veneam pe aici ca să fac business, m-am mai întâlnit cu niște oameni ca să văd cam ce aș putea să fac, dacă vreau totuși să mă întorc în România, și nu pentru firma aia. Și um, un headhunter din piață mi-a făcut o întâlnire cu doctorul Enayati. Într-o sâmbătă dimineață, n-am să uit, acasă la dumnealui în care eu, om venit din Elveția, m-am echipat corespunzător. Mi-am luat geanta diplomat, costumul închis aia, la culoare, în cămașa cu cravată neagră, pixul om Blanc ca să... Tu ce pix ai acolo? Românesc, stilau românesc. Okay. românesc. Bun. Exact. Pixul mon Blanc cu care, mă rog, să transmit mesajul că sunt un scump. Și m-am dus la întâlnire cu omul. Omul era în short și tricou. Înșlat la el, în casă, într-un birouaș din ăsta, mic improvizat. m am așezat și eu acolo, și am început să povestim de una, de alta, de viață, relativ puține lucruri de business, m-a întrebat. Eu, la sfârșit, întreb. Întâlnirea am zis-o, ok, mare minune dacă s-o legă ceva de aici, dar mie mi-a plăcut omul. Adică, pentru omul cei care în nu știu este... și se uită la noi, da. e vorba de fondatorul Regina Maria, da? da? Care nu cred, se chema Regina Maria pe vremea Nu aia? se cheamă se Regina se chema. Maria. Regina da. Maria a devenit. Era era ceva când cu am ajuns Era centrul Medical Unirea, se cheamă. Da. Și. Uh, uh, Varga și -a care e un om excepțional și pe care îl vedeți pe peste tot, inclusiv în Arenaia cu Lei și. Așa, e. Și în Arena asta. Și în Arena asta Exact, sunt da. convins că a fost. E, Varga, Varga e un om excepțional și un om foarte special în egală măsură. Știe? Și um, el a vrut să mă ia acolo în organizația asta, pentru că avea viziunea de a ridica ceva mai mare decât era Centrul Medical Unirea la momentul respectiv, câteva policlinici, și era conștient că are nevoie de investitori ca să poată să facă mm -hmm. treaba asta, și era conștient că pentru a atrage investitori are nevoie de o structură de management mm -hmm. care este un pic mai. Uh, mai expusă, care a fost mai mult expusă la business internațional decât oamenii care crescuseră in, intern în companie. Și de-aia cumva m-au luat acolo într-o poziție în care eu eram destul de explicit numărul 2, știi, și în, în în prăvălit. Și a, și -a am urmat funcționat regina în, Maria câți ani? Am, fun am funcționat într-un tandem foarte bun, vreo șapte ani. Șapte ani. Vreo șapte ani. Asta se întâmpla prin 2006 până prin 2013, 12, 6, 12, cam pe acolo, da, cu, cu, cu marginile incluse. Și ai plecat de acolo pentru că ai vrut tu sau pentru că au vrut alții? Uh, am plecat de acolo pentru că m-au dat afară, Așa. după cum urmează. Deci noi am făcut, uh, am, am făcut spectacol acolo, schimbat Centrul Medical Unirea în uh, Regina Maria, uh, cumpărat o mulțime de clinici suplimentare, uh, construit o grămadă de clinici și spitale suplimentare, crescut. Numărul de angajați de la vreo 100 la vreo 1000 și ceva, cât am stat eu pe acolo și acum evident. Și atunci vă băteați cu Medlife, nu? Așa... A, da. da. Uh, și inclusiv uh, în, în perioada aia, eu remarcasem că era un tânăr uh, deștept care conducea divizia pentru medici a Băncii Transilvania și m-am dus să-l întreb, mă Fadi, tu ești fericit aici la Banca Transilvania? Uh, adică, Craig, evident. Nu cumva există vreo variantă în care ai vrea să te implici aici, la noi? Și asta este directorul general deja de multă vreme al Prăvăliei. Dar revenind. Deci tu l-ai adus pe FA din Prăvălie. Eu l-am adus pe FA din pe Fadi provălie. Uh, revenind. Ce am făcut în, 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 în perioada aia a fost inclusiv că am atras niște investitori care treptat. La a doua tranzacție, cumva, al doilea fond de private equity care a preluat, a preluat majoritatea. Știi? Mm. Și majoritatea însemna că, cumva, pe agenda lor a fost să uh, elimine legătura cu managementul vechi, să pună un management independent, ca o, ca o companie de, pentru că o companie de genul ăsta care nu e dependentă de fondatori evident, se poate vinde mai ușor. Și e cumva gata transformată într-o într companie mm. care nu mai are dependență. Acum, noi nu cred că ne-am prins așa de repede și așa de bine că asta era agenda destul de explicită. Deci ne-am chinuit un pic și până până când mă rog cred că pretextul au fost vreo două trimestre la rând cu rezultate sub Targa. sub target. Uh, și ca urmare ca, ca urmare pe Varga l-au scos din poziția de CEO și l-au pus pe o poziție de președinte non executiv onorific în bord, iar pe mine o adus un băiat care era un englez, care n-avea nicio treabă cu cum se face businessul ăsta medical la noi, a stat vreo șase luni, dar una din primele lui măsuri spectaculoase a fost să mă cheme pe mine și mă dea afară. Și a fost destul de traumatizant, pentru că a fost așa ca în filmele americane. iau o cutie de carton, puneți lucrurile acolo și pălă întreprinderea în două ore. Da. Și e nasol, pentru că și noi făceam chestia asta cu aia pe care îi prindeam furând, nu cu, <laughs> știi, nu cu oamenii care munciseră acolo și făcuseră o treabă. Știi. Deci am ieșit destul de șifonat din. Dar, din, da, din după principiu, orice șut în fund de pas înainte. La mine ce treaba ce a, asta a, ce -a funcționat. La Treaba în ce an a ieșit asta? de acolo. În 2012, da. la sfârșitul 2011, începutul 2012, atunci am. Da, uh, că că au trecut 11 ani. M-am trezit așa. în. Uh, ce a făcut Sergiu Neguț în ăștia 11 ani? Sergiu Neguț a făcut așa de găsit job parcă nu prea mai vroia așa. Deci asta, așa, de a pornit o clinică. Poți de, la o, o secundă, aș da. vrea să te întreb ceva pentru cei care sunt în situația asta. Când ai făcut, ai făcut două măriri de capital social, două semi-exituri, cum a da, venit, da. da. Din punct de vedere personal ai avut de câștigat la chestia asta? Ai fost da. parte? Da, ai, avut, ai fost Part. parte. Da, adică e o chestiune care când m-am am întors eu în țară și veneam din Elveția, cum spuneam, și aveam da. pixul scump, că nu avusesem bani sau mă zgârcisem să-mi iau ceas. Am vrut în să-mi iau un Rolex, dar erau toate urâte și erau 10.000 de franci și am zis la naiba, ba, nu dau banii pe așa ceva, dau 400 de franci pe un pix. Așa, okay. Așa. Okay. Și am, um, um, noi am negociat acolo salariu ce așa, dar salariul pe care l-aveam un cap venind din Elveția și salariul pe care l-aveam cap doctorul Enaiatic care m-a aștepta și la București, uh, nu prea semănau între ele și atunci am făcut o, o schemă de stock option. iar uh, mm -hmm. um, nu erau foarte populare la momentul respectiv, dar totuși în companiile care aveau investitori uh, uh, din ăștia de, de private equity, uh, for, for, formula stock optionului exista și atunci am discutat despre un număr de acțiuni pe care eu să am dreptul să le cumpăr la prețul de atunci, pe acțiune și să le vând când are loc o tranzacție în care un fond urmează să cumpere și atunci și de la primul fond care a intrat practic nu am formalizat tranzacția asta într-un contract mult mai uh, solid și după aia la fiecare la, la tranzacția la fiecare tranzacție uh, eu am putut să vând împreună cu doctorul Enayati o parte din, op, din, din acțiunile alea pe care nu le aveam dar aveam uh. opțiunea să le cumpăr deci le-am deținut pentru o și când ți-au spus le că uh, ai Cartonul, în două ore să pleci, mai aveai Mai reacționat? Mai aveam, mai aveam. Și, la, și inclusiv la tranzacția următoare, deci când au preluat acum oamenii -a niște, mai am, am, Atunci abia am, am, am putut, am putut cumva, pentru că acolo ești blocat în absența unui, unui eveniment de lichiditate, n-ai cum să ieși. Dar de asta e un lucru important, apropo, că mai sunt o mulțime de antreprenori care își pun problema dacă să creeze un pachet de stock option pentru angajați și cum să funcționeze, și întrebarea delicată uneori, și dacă la pleacă, eu cum îi le iau înapoi. Dacă la pleacă, e bine să nu le iei înapoi și e bine ca asta să fie foarte clar de la bun început, pentru că așa, așa capătă toată lumea încredere că la e, ăla e un, un, o chestie materială, care poate într-adevăr să-ți schimbe viața la un moment dat. Nu e doar așa o chestiune de conjunctură în care, înțelegi, Cât dacă nu e bine... faci ce da, spun eu, așa, dau, ai dau, dacă astea, nu mai, dacă faci, mai faci, ți le, iau. Uh, da. ți -le iau. Deci asta e... Să zicem, regula importantă din punctul meu de vedere cu privire la participarea la în, în, în companie. Dar da, eram, eram, aveam un interes și personal ca lucrurile astea să se întâmple. Eu aveam un interes mai mult decât personal, pentru că eu cred foarte tare că așa se dezvoltă companiile și uh, mi se pare că, apropo de tandemul ăsta la leadership-ul pieței de servicii medicale private între Regina Maria și MedLife faptul că ăștia, ăștia sunt cele două companii cele mai mari, mari din piață nu mi se pare că este că nu are nicio legătură cu faptul că ambele au atras investitori care au pus bani în companie, care au ajutat la structurarea managementului, care au introdus guvernanță corpor corporativă de un nivel următor. Și cumva astea sunt cele două companii care s-au distanțat în raport cu restul pieței de servicii. Mei. Extragem un prim mesaj important aici e faptul că ar trebui să țintească e, antreprenorii români acest tip de dezvoltare și care are la bază așa, transparența, nu că fără asta nu poți să faci nimic de tipul ăsta, o guvernanță corporativă sănătoasă și deschiderea de minte, ca să spun așa, dar de cele mai multe ori, și probabil că poți să confirm asta, e greu să faci singur, ai nevoie de oameni care să te țină puțin de mână acolo, că se cheamă mentor, că se cheamă o firmă de consultanță, sau, mă rog, până în momentul în care vine să zic un fond de investiții care asta ar trebui să facă, să te învețe mai bine cum să te structurezi, nu? Cât de pot singur, adică na, reușești așa singur să faci toate chestiile astea okay. când ești antreprenor eu la cred început? Că, eu cred că antreprenorii sunt oamenii care cred cu tărie că ei pot să facă singur Totul mai sigur. bine decât da. ceilalți da. din univers. Știi? Da. Și aici sunt niște tips and tricks, pe care cumva industria asta mai colaborativă de tip venture capital le-a introdus și anume preferă companii cu mai mult de un fondator, cu mai mulți cofondatori, preferă companii care au deja o structură co corporativă din asta pusă la punct, preferă, 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 pre știi? Și atunci toate lucrurile astea, tu începi să te uiți bă, dar aia nu ar fi proști, adică e un motiv pentru care caută un anumit tip de structură, pentru că înseamnă că fie că e mai rezilientă, fie că are perspective de creștere mai bune și de obicei și una și alta. Și atunci începi să spui problema. Și ce, ce încercăm să facem și foarte interesant pentru multe companii care sunt la început de drum și zic, bă, dar eu când aș putea să mi fac un bord? Că nu are niciun sens să-mi fac un bord acum. O să-mi fac un bord când o să am și eu un business de 10 milioane, știi? Atunci poate că are sens. Dar deocamdată eu n-am timp să fac munca pe care o fac, dar mi te să mai întreb pe alții despre cum să fac ce. Să alerg după și clienți, să, și bani, și să, și să, să alerg mai și simt un friar, exact. da? Și când... să alerg după după încasarea facturilor de la clienți, mulțumesc. Asta pot să fac da. și singur, știi? Și care. Și... Povestea pe care am, am încercat-o de multe ori, dar merge numai dacă antreprenorul își dorește cu adevărat, este să cumva să emulezi, să, sim, să faci o simulare a modelului care funcționează la prăvăliile mai mari mm -hmm. cu niște advisori. Adică ții niște advisori independenți care vin acolo, cu care te întâlnești frumos o dată pe trimestru, o dată pe lună sau, mă rog, o chestie între astea două și faci un pachet de bord în care pe care structurezi într-un anume fel și discuți strategie da, strategia poate să spune antreprenorul da. Dragoș Anastasiu acum 20 de ani? Bă, bani pentru asta. Păi la ce trebuie bani? Am vorbit de bani? Păi costă. Păi ce dacă costă? Dacă mi-au niște advisor sau dacă ne da, mi-au... inclusiv un board, cred eu că ar trebui să coste. E adevărat. Cred, așa ca altfel se cheamă e adevărat, dar o, să coste... o, gașcă de mentori. Da. În primul rând, că o, iarăși, că facem aici simulare, o gașcă de mentori este o simulare pentru un board. Care este acolo, advisor și care de așa. OK de, și eu cred că trebuie. Uh, ce important acum ale este să ai, pas. să ai acces la spațiu mental dedicat ție, al cuiva care a mai trecut prin filmul ăsta. Absolut. Știi, și care eventual a trecut prin mai multe versiuni ale filmului ăsta. Și de ce de ce o gașcă și nu doar unul, că totdeauna uh -huh. mentor, nu știu ce, pentru că e, important, e foarte importantă discuția între ei și unde se contrazic și unde se aliniază. Uh -huh. Oameni care au experiențe diferite în zonul genul ăsta de creștere de business. Eu am fost în câteva grupe de genul ăsta. E foarte mișto pentru că pentru mine, unul din motivele să, să intru în advisory board de genul ăsta, inclusiv pentru părvălii foarte mici, e dialogul cu ăilalți de la masă, care sunt niște okay. oameni care au făcut și eu o grămadă de chestii okay. miștoși și care au experiențe din care am și eu ceva de învățat. Adică asta e, e, e foarte valoros. Deci, în primul rând, ce le dai oamenilor ălora? Le dai o ocazie să-și exerseze mușchiul de business într-un context nou. În al doilea rând, le dai posibilitatea de a sta de vorbă pe o temă dată, dar sigur că oamenii mai divaghează Uh, cu alți oameni de la care și ei au ce, ce învăța și ultimul pe listă este că le dai într-adevăr niște beneficii materiale, dar care e foarte posibil atunci la început să nu fie cash, că s-ar putea mm -hmm. să nu vrei să plătești mm -hmm. cash, dar e foarte posibil să fie ceva care înseamnă a structură de opțiuni, de acțiuni, mm -hmm. un drept de a câștiga ecutii în companie, mm -hmm. că dacă noi creștem compania cu scopul mm -hmm. de a o vinde la un anumit moment dat, înseamnă că avem. Această da. chestie care valorează niște bani. Dacă noi creștem compania cu niciun scop, s-ar putea să nu avem nimic de oferit acolo, și atunci, alternativ, doar cash să fie. Și aici trebuie să murire. mai acționăm cumva prin sisteme educaționale, vezi ceea ce faci și tu, la Mindset. Na? Da, na? vorbim și noi la cine are urechi să ne audă din când în când despre Asta cum e, e bine Tot să faci lucrurile ca să iasă mai repede, mai mult mai de succes, mai integrat în ecosistem, da. mai folositor pentru oameni. Acum eu pot să spun de exemplu că eu antreprenoriat cu adevărat am început să învăț la Arena Leilor, în special de la Marius Ghenă. Foarte tare. Da, pentru că am fost acolo și am văzut sute de oameni, de business planuri le-am citit și așa mai departe și avându-l pe Ghenă lângă mine el se uita la cifre și la structură, eu mă uitam la om. Da. Și când îmi plăcea omul și vedeam că are atitudine și așa, Marius cum e? Și hai să-ți explic și așa mai departe, și atunci dacă el îmi dădea ok, eu spuneam ok, hai să facem, să facem treaba. Asta a fost un bord acolo, dacă da? da? Așa un bord care avea niște. Așa funcționează. Uh, și Marius a făcut, într-adevăr, a, uh, a fost printre primii, dacă nu chiar primul care a structurat chestia asta, da. agenda asta, ce înseamnă să fie antreprenor, a scris da. și carticica asta. Cartea, dat. O chiar o, da. mai mult decât o cărticică se da. cheamă Antreprenoriat și eu vă recomand din toată inima. E singura Biblie românească de antreprenorat continuă să fie după 15 ani. Bun, ne întoarcem la Sergiu Neguț uh, și am tras câteva uh, lecții din, din ce ai spus până acum, uh, s-a Regina Maria și după aia avem așa 10 ani mm. în, care... <laughs> în care ce am făcut? Deci prima chestie a fost de ce naiba pot să mă apuc? Că asta cu managementul în domeniul medical știam mult. Um, știam ceva de poveștile astea de M&A și de dezvoltarea companiilor antreprenoriale pe diverse strategii, nu doar mm. pe chestia asta de mergers și acquisitions așa că am revenit la am face un butic de consultanță okay. în care am asistat dacă vrei o mulțime de uh, companii din domeniul medical în procesul lor de dezvoltare, dar de companii antreprenoriale la modul general privind uh, dezvoltarea lor strategică, organizarea de strategii și așa mai departe. Am, și am mai făcut o chestie de, din asta de transformare organizațională. Atunci m-am cunoscut mai bine cu Adi Stanciu, cu Cosmin Alexandru, uh, cu echipa de acum de la Bucharest International School of Management și pe de o parte am început să predau din lucrurile pe care le făcusem deja, dar le și învățasem la o școală pricopsită, Deci aveam Cumva, din ce să împărtășesc, și pe de altă parte, să încercăm să aplicăm niște chestii din astea și unor organizații mai mari, care altminte funcționează mult mai predictibil, adică problema de, de uh, guvernanță corporativă nu e că nu există, ci că funcționează prea prescriptiv și uneori ca o frână pentru business, și atunci hai să vedem cum am putea să deschidem companiile astea către inovații. Și am făcut. Am fost foarte fericit în jobul ăsta de consultant semi-independent, așa o, un număr de câțiva anișori, pentru că îmi pusesem eu în cap un target de cam cât cash am eu nevoie anual ca să îmi plătesc facturile și să nu am vreun stres financiar și ghesuat, dacă ai niște fiuri suficient de consistente din consultanță, asta nu înseamnă că trebuie să muncești uh, 60 de ore pe săptămână, și îmi rămânea destul de mult timp, că tot muncești 60 de ore pe săptămână, că n-ai ce să faci, că, dacă așa ești construit. Și îmi, rămâse, îmi rămâsea, rămânea destul timp și am început să mă implic în fix în zona asta, de companii aflate la început de drum, antreprenoriat, mentorat, um, hai să zicem, consultanță pe altceva decât bani. Consultanță pe altceva decât bani, fiind uh, inițial tot felul de poziții din astea de mentorat, ulterior niște poziții mai de advisory, uneori plătite cu ESOP, uh, și treptat inclusiv cu commitment meu de a investi niște bani acolo unde mi se părea că există o oportunitate. De la bun început sau da. ulterior? De la, de la bun început, dar cred că mi-a luat da. câțiva ani să fiu și eu convins că cel mai bine și pentru mine și pentru antreprenori este dacă pun niște bani mai degrabă decât dacă încerc să obțin niște. Se cheamă sweat Equity. Adică eu am pus umărul și am construit ceva și primesc în schimb o participare în companie, dar fără să fi pus neapărat cele și două, da, cele două Și da. um, câte da. experiențe de genul ăsta ai avut acum numeric? Mă numai 5, 10, 20. În jur de 10, 15, 10, 15 pa acolo 15. sunt, așa 15. ca numărul Și astăzi mai asta. ești implicat în câte? Și astăzi mai sunt implicat în câte, da, exact. <laughs> Nu, am avut, am avut niște exituri de succes, am, am, au fost relativ puține, știi, dar în, în prima etapă au fost relativ puține și am mers în general pe punct ochit, punct lovit, adică a, înțelegeam foarte bine ce face businessul respectiv, aveam mare încredere în, în antreprenorul respectiv, înțelegeam a, destul de bine cum aș putea să ajut și ce și cu ce aș putea să ajut. Și atunci toate poveștile astea care s-au întâmplat a, și care au avut toate un succes, aproape toate un succes a, vizibil, Știi? asta cumva mi-a creat și așa o imagine în piață. Mamă, dar acesta asta chiar unde, unde să bagă el unde, merge. Unde, știi? pune una crește. Așa. Mă rog, e o combinație acolo. Adică, în mod sigur, am, fost, am, am selectat cu foarte multă atenție. Toate și au fost mai degrabă noi pentru tine. Pentru că fru-fru și așa mai departe nu are nimic de a face și cu partea medicală. Da, nu are nimic de uh, a face, dar are de a, a face învățat, cu a încerca să înțelegi cine este clientul și ce își dorește clientul, de a încerca niște chestii pe care mm. la momentul respectiv nici nu le numeam așa, dacă înseamnă customer journey, de a încerca ce înseamnă o diagramă empatică de client, iar nu se chema așa pe vremea aia, dar însemna, încerca să însemna să te pui concret în papucii clientului, și să vezi mm. cam ce-și dorește el și să construiești toată structura de vânzări, marketing în jurul mm. chestii alea și separat de asta, să vezi odinată ce ai nimerit un model care funcționează, cum poți să amplifici modelul ăla, la cu cât mai mulți bani din afară. Și acum îmi vine întrebarea în minte uh, ai astăzi sentimentul că ai putea conduce aproape orice fel de tip de firmă uh, dezvoltată să faci management la o multinațională din știu și eu ce, lăsăm medical, că acolo sigur ai putea să faci dar din uh, Horeca sau din uh, Curierat sau din alte, de alte zone? Te-ai simțit suficient de puternic după atâta experiență? E, e bancul ăla stupid cu întrebare la radio Erevan dacă se poate face comunism în Elveția. Da, se poate, dar ar fi păcat. <laughs> deci da, probabil că aș putea să fac un job rezonabil în orice poziție de genul Am ăsta, pe... dar de fiecare dată m-aș gândi că Ok, treaba mea într-o situație de genul ăsta ar fi să-l găsesc pe la care e mult mai bun decât mine, să-l mă înlocuiesc repede din poziția aia și să dau mai departe. Bun, și hai să venim, nu mai avem foarte mult timp, dar aș vrea să... participarea ta importantă astăzi și focusul tău pe zona de business este acest Fintech uh, care Vreo, o provălie de tehnologie. Fintech aș vrea să te întreb un lucru da. înainte să, să te las să vorbești mai departe. Ai spus de mai multe ori Că te atrag zonele iubibile. Uh -huh. Este un fintech o zonă iubibilă? E mai puțin iubibilă decât altele, <laughs> mai prins. <laughs> um, depinde, depinde de unde te uiți. Dacă, dacă faci, o faci o afacere din asta frumoasă pentru oameni, de salvat vieți și așa mai departe, cum e în domeniul medical, cum e Regina Maria, aia are o dimensiune de iubibilitate pentru piață care este uriașă. Există alte zone de iubibilitate dacă faci un business de tehnologie. Pentru că te gândești la... Dude, chestia asta avansează cumva cunoașterea în univers. Face, face, ridică toate lucrurile pe care le facem la nivelul următor de complexitate și la nivelul de, 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 de următorul nivel de complexitate care este, hai să zicem, ușor accesibilă. Ca să fac o analogie, noi foloseam calculatoare într-un mod foarte complicat în care trebuia să știi niște chestii, să scrii în linia de comandă și acum 35 de ani. Astăzi folosim un calculator de 1000 de ori mai puternic pe care îl ținem în buzunar și eventual îi spunem Siri, deschidem și mie nu știu ce aplicație, înțelegi? Și aici cred că vorbim despre cum reușești să faci o tehnologie yeah. care, este, care simplifică viața oamenilor enorm, făcând în același timp niște lucruri, niște operațiuni extrem de complexe, care sunt ascunse față de consumator. E, și asta este un fel de iubibilitate intelectuală e care, împinge, care împinge și, și e civilizația. Aici, care, mulțumesc, da? exact, că de acolo am pornit. Da, împinge foarte mult. Uh... Hai să vedem, unde vă aflați cu chestia asta, care e perspectiva așa, așa, așa. și care e lecția, <laughs> da, deci lecția suntem undeva, către ei. Suntem undeva la jumatea drumului între, de, între unde am fost și unde o să fim. <laughs> um... Avem șase ani de, de Fintech uh, OS, pe care am aniversat de curând. Uh, Fintech uh, a reușit, probabil, să fie una din cele mai bine finanțate companii pornite din România. Am reușit să ridicăm aproape 100 de milioane de, de dolari, de euro, în uh, ca investiție în companie, în mai multe runde de investiții. Am, uh, sediu în continuare în România? Uh, Sediul e, e, e greu de spus, pentru că dacă vrei să faci o chestie de genul ăsta, faci o companie globală. Da. De, și de adevărat că cei mai mulți oameni sunt în România, dar mi-e greu să spun... Vreau să întreb dacă da. o companie cu sediu în România e în stare să adune 100 de milioane. O... Cam asta era. întrebarea Sau trebuie este... să mă duc în America. După bani, sigur trebuie să te duci în altă parte. Okay. Că nu o să găsești toți banii ăștia aici. Okay. Cât dar de nu... să te duci în altă parte? Dar nu înseamnă că nu... Te du când, când te duci ăsta, nu înseamnă că businessul de aici nu rămâne clar, și am. construiești niște. Vedem uh, și la UiPath, nu? Au entități și aici suplimentare. Foarte mult, da, da? Da, și da, foarte da, mulți români. Deci rămân da. chestiile astea și asta e uh, internaționalizarea cât de mult. Da, ne, și tu la un moment ajută, dat devii o multinacională. Absolut. Adică, absolut. în care ai o sucursală în America, ai o sucursală în Anglia, ai o sucursală. Da, mesajul în, este mesaj. curaj și a da. Da da, da. da, da. Și cred că și revenind acolo, un pic de curiozitate să vezi de da, alții cum au făcut, da. când au făcut, ca să vezi dacă se poate da. face. Că tu poți să-ți imaginezi că se poate face altfel, dar de cele mai multe ori... Uh altfelul ăla ajunge să semene foarte tare cu, de fapt, cum ar trebui făcut, numai că durează mai mult și sunt mai mult dat cu capul de, de, de pragul de sus. Mi-amintesc de democrația originală a lui Iliescu, nu știu ce. Înțelegi? Deci poți să încerci să faci ceva care nu seamănă cu ce au făcut alții, dar eventually, după multe erori și reglaje ajungi să faci ceva care seamănă alaibii de tare să cu ce au făcut -avem alții. avem câteva minute, aș vrea să revenim ca să ne spui exact la jumătatea drumului între ce a fost și ce va fi. Ce va fi și ce înseamnă jumătatea drumului, așa, ca idee de câți oameni lucrează în momentul de față, cam care sunt veniturile pe care le faceți? Deci sunt aproape 300 de oameni în, în companie în momentul ăsta, probabil la vreo, nu, nu, știu, vreo e 30 de ani. Teodor Blidăruș este, este, este CEO. Avem un board în care sunt reprezentați cei șapte investitori instituționali care au investit în, în companie până acum. Uh, trecem ca multe companii de tehnologie printr-o perioadă uh, nu simplă, pentru că e vorba de o ajustare între Pieții de te piețe de tehnologie privind uh, valuations și respectiv o presiune destul de mare de a converge la break-even, de a converge la, la cash și asta și în același timp de a realiza creștere. Uh, una peste alta, ce credem noi că am realizat până acum în Fintec OS este că am nimerit o, un, alt, un alt unghi despre cum este făcut, cum se face softul în instituțiile financiare și cum se lansează și se construiesc produse financiare în piață. Și pentru că avem un, nou, un, unghi mai, un unghi diferit, care înseamnă productivitate mai mare și costuri mai mici, vedem deja tracțiune destul de mare dintr-o mulțime destul de diversă de posibili clienți. Că sunt bănci, că sunt asigurători, că sunt brokeri, că sunt <cute> retaileri, dar care lansează produse financiare, vedem deja tracțiunea asta și vedem tracțiunea în cadrul MMS. Aveți deja clienți? Da da, 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 avem, nu știu, vreo 50 de clienți la nivel global. Uh, fiecare cu, cu o... e foarte interesant pentru că produsele pe care poți să le lansezi <coughs> sunt foarte diferite. As we speak, astăzi, un englez își asigură câinele pe, pe un pet insurance făcut pe finte un fermier american își cumpără un tractor, uh, cineva de aici de pe o platformă de e-commerce foarte cunoscută în România își cumpără un televizor, știi, și toate alea sunt instrumente financiare puse în puse în operă, construite, servisate prin fintecurisă. Bursa? Doamne ajută! Când? <laughs> când o fi, când s-o coace. Uh, între, întrebările astea vin, vin destul de frecvent către noi. Noi trebuie să fim conștienți că... Um, de exemplu, acum piața de IPO-uri pentru companii de tehnologie a fost blocată. Probabil că se deblochează în momentul ăsta, dar noi mai ar trebui să mai creștem părerea mea de vreo 4-5 ori față de cifrele de acum ca să se pună problema unei listări uh, la bursă și până acolo se mai pot întâmpla multe lucruri și pune și rele. Pericole să fie o dezamăgire? Cred că pericole să fie o dezamăgire, uh, orice antreprenor care se uită cu atenție la el însuși, le trăiește, le trăiește în foarte multe momente în istoria businessului lui, cu diverse drumuri care se înfundă, chestii care ai băgat bani și îți seama, mama asta nu o să meargă, chestii cu situații din astea limite. Și cred că dacă pentru audiența asta de antreprenori de care vorbesc, orice se poate reinterpreta, orice se poate răsturna, din orice poți să scoți ceva. Și când există chestia aia, când faci ceva, we either earn or learn. Dacă n-am câștigat ceva, măcar am învățat ceva. Da. Deci, pentru mine, drumul ăsta a fost întotdeauna gândit că indiferent cum s-ar termina, există un proces de învățare enorm din a intra în niște ecosisteme, din a lansa niște business în anumite piețe, de a interacționa cu niște oameni care sunt lideri de opinie, așa. Și astea, indiferent ce ar fi, așa. That being said, evident, momentele cele mai vulnerabile ale companiei sunt alea când e compania mică, nu când e compania mare. Când e compania mare, e probabil un pic mai ușor de găsit resursele ca să depășești punctele de vedere. Acum, apropo de dezamăgire, probabil că sunteți, vă, sunteți conștienți de faptul că tot publicul așteaptă un unicorn, bănuiesc că aveți această... Percep, există, da? există această chestiune. Și vă doresc să nu-l dezamăgiți? Așa, și eu <laughs> Așa. îmi doresc să nu-l dezamăgim. Aici, cumva, zona asta de reevaluare a evaluărilor companiilor care s-a întâmplat în ultimii ani, da. face ca, dacă, și vă uita, dacă vă uitați cine a fost unicorn și nu mai e, cine, da. pentru că, mă rog, a făcut o nouă rundă de finanțare care a scăzut valoarea companiei, cine a devenit unicorn. În ultimii doi ani sunt extrem de rare cazurile alea. Înțeleg ce vrei să faci acum, să, să diminuiești Încă... puțin Să mai diminum, deci să, <laughs> să un pic așa. nu se nu va vă întâmpla doresc, anul ăsta. Eu vă doresc <laughs> totuși, și... indiferent când se da. întâmplă, să fiți fericiți cu ce faceți acolo, să vă simțiți bine, să aveți în continuare curiozitatea de a descoperi lucruri. Să aveți în continuare acest focus pe experiența clienților, da, care e necesară în orice fel de business și care te ajută să crești absolut orice. Din păcate, timpul nostru e, e deja expirat de câteva minute, dar eu nu pot să închei această discuție, pe care sigur că am putea să o continuăm două ore, fără trei întrebări, mm. la care te-aș ruga să, dacă poți, să răspunzi foarte scurt și foarte rapid de exemplu ce citești în acest moment sau ce ai recomanda ca și carte wow. oricăruia antreprenor citesc o carte de la o, de la o tipă care um, um, care a pred... senior lecturer la Harvard eu mă duc și fac un curs frumos dat în bancă o dată pe an în principiu la o școală mare că mai întâlnesc cu oameni mult mai deștepți care spun lucruri mult mai interesant. și o tipă Cristina Wallace uh, care cumva la școala lui Clayton Christensen uh, asta de uh, disruptive innovation și, și uh, how will you measure your life cum îți măsori viața a, așa a scris o carte despre The Portfolio Life. Uh -huh. The Portfolio Life asta este o teorie care spune cum uh, vremea aia în care tu aveai o singură carieră de la când ai terminat facultatea, și până -a când terminat. așa s-a -a terminat. A, și atunci, majoritatea trec într-o chestiune secvențială, în care fac asta pentru 6 ani, după care fac aia peste 7 ani, dar mai sunt și unii care și organizează un portofoliu și fac treaba aia, dar între timp fac și pictură A. și A. sunt și investitor acolo, și dincolo într-un bord, A. și m-am regăsit A. Foarte, A. foarte tare în modelul ei și mi se pare. Dau seama. <laughs> și cred că avem și ceva în comun. Portfolio life Cristina Wallace. A. Noi, doi, cunoaștem foarte multă lume. Dar nu te întreb neapărat pentru mine, ci pentru cei care se uită la noi. Și anume, dacă poți să-mi spui o persoană pe care tu o cunoști și pe care eu neapărat ar trebui să o cunosc. Mm, pentru că, că ție ți-a schimbat sau ți-a influențat viața sau ți-a schimbat viața. A, păi cunoști mă, Dragoș, mă, pe aia care mi-a schimbat viața. În afară și... de Varga. În afară de Varga. A, și care... Nu contează, chiar dacă eu îl cunosc. Mm -hmm. Cei care se uită la noi s-ar putea să nu cunoască, și atunci e o recomandare din partea ta să okay. se ducă către acea uh, persoană. Eu, eu am cunoscut, uh, Fanny am cunoscut înainte de Varga un uh, tip care era mai degrabă un manager într-o companie într multinațională și care în timpul liber era pastor evanghelist. Uh, cum ar no, veni? Nu. nu, american. American. Uh, cum ar veni pe o, pe, o, pe o structură din asta în care el își trăia viața foarte mult în, uh, a, în dorința de a ajuta pe ceilalți, în dorința de a crește așa, și cu foarte multă bucurie, foarte multă bucurie de interacțiune. Varga face exact același da. lucru, pe o altă structură religioasă, el e bahai, da. și amplificată mult și cu toată, foarte multă candoare și bucurie de a, interacți de a interacționa cu oameni. Cum pe om și cum ajung la ea? În afară de, de poate te întreb pe tine da. și mă pui în legătură <laughs> Cum îl cheamă? Pe omul ăsta pe care, de care am zis eu da. Este Peter Connelly Dar ce vă zic eu aici, dacă toți suntem aici în România Căutați-l pe Varga și stai de vorbă cu <laughs> el Pentru că e același lucru, de mult mai mișto da, Și cumva mi se pare foarte interesant Că eu nu sunt o persoană religioasă Dar oamenii ăștia mi s-au părut fascinanți Că ei fiind niște persoane religioase Reușesc să adune atâta bucurie și iubire În lucrurile pe care le fac și sper că și noi ăștia mai nerigioși suntem în stare să facem din când în când niște chestii din astea, poate pe alt fundament filozofic. Ultima mea întrebare la tine, înainte să-ți mulțumesc, e cu ce aș putea eu să te ajut pe tine? Ha. <laughs> Dragoș, tu pe mine și pe antreprenorii ăștia care ne ascultă, poți să ne ajuți făcând treaba asta pe care o faci acum, făcând treaba aia pe care o faci cu AHC sau cu orice organizație de business pe care te mai ocupi din când în când, și mai ales prin chestia asta pe care ți-am afirmat-o din prima, dinainte de începerea emisiunii, când ne-am văzut, și anume incorigibilul ăsta optimism de a crede că da, în țara asta, chiar și atunci când ni se pare că, mai ales din punct de vedere administrativ, oamenii ăștia care trebuie să conducă țara parcă nu prea sunt foarte bine pregătiți să facă cele mai bune decizii. Speranța și credința că noi putem să-i ajutăm pe toți. Și pe antreprenori să facă business și pe guvernanți să guverneze mai bine și pe oameni să gândească mai corect despre problemele lor de viață și de business, încât noi să putem să trăim într-o țară care este mai prietenoasă cu noi. Într-o țară în, în care... Da. Sergiu Neguț. Iubi îți bine. mulțumesc frumos. Mersi, mulțumesc. frumos. Grazie.